pentru că nu a plătit o prostituată și a înjunghiat clientul în fața blocului. Bărbatul a fost atacat din pricina faptului că nu s-ar fi înțeles în privința unei sume de bani. Conform fanatic.ro, se pare că alarma a fost dată de vecinii din blocul în care s-ar fi întâlnit prostituata și clientul ei. Alertați din cauza scandalului, aceștia au sunat la 112. Când au ajuns la blocul situat pe strada Banat, oamenii legii au descoperit că bărbatul în vârstă de 50 de ani zăcea într-o baltă de sânge. Din păcate, medicii sunt rezervați în privința șanselor de supraviețuire pe care le are victima, relatează fanatic.ro. Conform mesajul.ro, polițiștii piteșteni au fost sesizați prin Serviciul Național Unic, apel de urgență 112, cu privire la o posibilă stare conflictuală la un bloc de locuințe de pe raza municipiului Pitești. La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiștii de ordine publică din cadrul secției 3 Poliție Pitești, constatând că un bărbat de aproximativ 50 de ani ar fi suferit leziuni, posibil provocate cu un obiect tăietor înțepător, acesta fiind în stare de inconștiență. De asemenea, la fața locului a fost identificată și o femeie de 22 de ani bănuită de săvârșirea faptei, care se află în custodia polițiștilor. La acest moment, bărbatului în cauză îi se acordă îngrijiri medicale. Polițiștii desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc și luarea măsurilor legale care se impun, relatează mesajul.ro.